meu este Ana Maria, iar astăzi vom vorbi despre zilele săptămânii. Fiecare săptămână are 7 zile. Dintre cele 7, 2 sunt considerate ca fiind weekend. Ziua de luni este văzută de mulți ca fiind cea mai proastă zi a săptămânii, deoarece în majoritatea țărilor aceasta marchează revenirea la muncă sau la școală după weekend. Pentru mine, ziua de luni este de obicei o zi ocupată, însă nu pot să spun că îmi displace. Marți este a doua zi a săptămânii. Nu există foarte multe diferențe între o zi de marți și o zi de luni, așa că majoritatea persoanelor le consideră similare. Pentru mine, zilele de marți sunt mai puțin ocupate decât cele de luni, așa că pot să spun că îmi plac. Miercuri, a treia zi a săptămânii, marchează mijlocul săptămânii de muncă. Este ziua în care majoritatea oamenilor încep să se gândească la weekend. Miercurea, eu iubesc să merg să joc padel și de cele mai multe ori este o zi în care sunt foarte activă. Joi, a patra zi a săptămânii, este o zi normală care nu aduce nimic nou aproape niciodată. Angajații, elevii, studenții încep să se simtă mai obosiți și se gândesc mai intens la finalul săptămânii. Joia, eu studiez online și dacă am timp, merg în parc unde alerg câțiva kilometri. Vineri, a cincea zi a săptămânii, este și ultima zi de muncă pentru locuitorii din majoritatea țărilor. Unele persoane aleg să iasă în oraș seara pentru a se distra. Altele aleg să rămână acasă și să se relaxeze. De multe ori eu petrec vinerea acasă, însă uneori, atunci când nu sunt obosită, îmi place să ies la o plimbare sau să merg într-o cafenea sau într-un restaurant. Sâmbătă este a șasea zi a săptămânii. În unele țări este ultima zi a weekendului. Dar în majoritatea, aceasta este prima zi, așa că lumea alege să se bucure cât mai mult de ea. Unele persoane stau în oraș până noaptea târziu, deoarece în ziua următoare se pot odihni. Sâmbăta pentru mine este o zi în care mă trezesc mai târziu, deoarece nu am foarte multe lucruri de făcut. Duminică este a șaptea și ultima zi a săptămânii. Cei care au ales să se distreze sâmbăta folosesc această zi pentru a se relaxa. Multe persoane sunt melancolice, deoarece se gândesc la ziua de luni și la o nouă săptămână de muncă. Pentru mine, duminica seamănă foarte mult cu sâmbăta și nu simt nevoia de a mă odihni mai mult. Voi cum vă petreceți zilele săptămânii?